În primii 2-3 ani de utilizare, productivitatea unei pajiști sau a unei pășuni scade cu 20-25%. Cea mai rapidă, ușoară, ieftină și eficientă soluție pentru menținerea productivității unei pajiști este supraînsămânțarea, metodă care nu creează decalaje de producție și care este și cea mai eficientă pentru a împiedica invazia buruienilor în pajiștile deschise. Supraînsămânțarea se face în mod deosebit pentru a prelungi viața unei pajiști după o cultură prealabilă care a fost însămânțată normal. Durata totală cu însămânțare și supraînsămânțare, cu perioada maximă de producție, poate să se prelungească până la 5 ani. There is a yield decrease. Începând cu al doilea an de utilizare a pajiștii, există deja o reducere a productivității acesteia. Ierburile furajere încep să se deterioreze, în timp ce buruienile încep să se înmulțească. Desigur că acest lucru depinde foarte mult de modul în care este gestionată pajiștea. Deteriorarea pajiștii poate fi prevenită de un management foarte bun, dar nu 100%, deci există oricum o scădere a productivității. Prima opțiune în aceste cazuri este efectuarea unei arături și reînsămânțarea pajiștii, ceea ce se poate face regulat, odată la 3-4 ani, dar noi am dezvoltat o soluție nouă și mai eficientă, prin supraînsămânțare, creând un amestec ce conține speciile de ierburi furajere cele mai potrivite în acest scop. Specii ce au semințe mari, capabile să determine creșterea noilor plante printre cele vechi. Toate aceste specii furajere au o calitate și o productivitate ridicate, astfel încât prin introducerea lor în pajiștea existentă, se menține o productivitate a acesteia aproape la fel de mare ca cea din primul an. Metoda supraînsămânțării este una relativ simplă, ieftină și eficientă, astfel încât am așteptări foarte mari că va fi adoptată de fermierii din toată Europa, nu doar de cei din România. Amestecul special pentru supraînsămânțare Grasmax, produs de DLF Trifolium și vândut în România de firma Everde, are în compoziție 30% Festulolium de tip Ryegrass, un hibrid special creat de DLF Trifolium, ce combină calitatea ridicată a ryegrass-ului cu rezistența la stres a păiușului, 20% ryegrass hibrid tetraploid și 50% ryegrass peren tetraploid intermediar. Toate varietățile incluse în amestec au semințe grele și o germinare rapidă, ceea ce permite creșterea acestora printre plantele deja existente pe pajiște. Amestecul folosit pentru supraînsămânțare poartă denumirea de Grasmax. Acesta este conține în mare parte lolium perene și câțiva hibrizi de lolium. Este rețeta pe care au cercetat-o cei din Danemarca și o folosim cu real succes și la noi în țară. Grasmax original este disponibil și cu iSeed, o inovație a DLF Trifolium, ce face ca fiecare sămânță să fie învelită într-o cantitate suficientă de azot și fosfor, astfel încât planta are asigurat cel mai bun start posibil și care permite totodată reducerea cantității de îngrășământ aplicate după însămânțare. Perioada optimă pentru efectuarea supraînsămânțării este primăvara de vreme sau la sfârșitul verii, după ultima coasă a sezonului sau după încheierea pășunatului, iar tehnologia este relativ simplă. Tehnologia de supraînsămânțare nu este foarte complicată. Ea presupune scarificarea terenului, după care însămânțarea, după care se vine cu tăvălugirea terenului pentru ca sămânța să aibă un contact bun cu solul pentru a realiza o germinație cât mai bună. După care, după aproximativ 10-15 zile, putem să venim cu o fertilizare și cu o siguranță supraînsămânțarea va da roade și cultura va fi foarte bună. Din păcate, în România este foarte puțin folosită și însămânțarea, nu numai supraînsămânțarea. Noi încercăm prin organizarea diferitelor simpozioane de a veni cu informații folositoare și utile pentru fermieri, de a le demonstra că nu pașnița existentă, așa zisă naturală sau chiar naturală, nu poate să dea producții sau aportul nutritiv de pe o asemenea pajiște, nu poți să-l compar cu aportul nutritiv pe care le ia animalul de pe o pajiște sămânțată și supraînsămânțată. Legea pajiștilor, din punctul meu de vedere, o să fie în primul rând în folosul fermierilor, pentru că ei nu au avut posibilitatea până în prezent să facă supraînsămânțare sau însămânțare, considerând că este terenul lor propriu. Legea nu le-a permis ca să aibă certitudinea că vor avea în întrebuințare pajiștea pe o perioadă de
câțiva ani. De aceea, noua lege a pajiștilor vine în sprijinul fermierilor și îl ajută să concesioneze suprafața de teren pe minim 10 ani de zile, iar în acești 10 ani de zile el poate să facă minim o însămânțare și încă o supraînsămânțare. Asta, dacă nu, mai poate să mai continue și cu încă o însămânțare, deci ar putea să fie două însămânțări și două supraînsămânțări pentru a avea o producție foarte bună și un aport nutritiv pe măsură.